Astăzi avem de făcut multe chestii. În primul rând, trebuie să mă duc să trimit o gecuță unei doamne care mi-a cumpărat-o pe una din aplicații. Apoi trebuie să merg astăzi până la Rofu, la magazinul de jucării, să-i cumpăr lui Mati ceva. Apoi trebuie să merg și să îmi iau o pereche de ștrampi speciali care mi-au fost dăruiți, să zic așa, de la doamna doctor ginecolog. Acești ștrampi sunt special pentru a nu ți se forma în sarcină, pentru a nu ți se forma varice și a nu avea acei cârcei. Da, acei cârcei. Așa că trebuie să mă duc să-i ridic, pentru că se dau gratuit și casa de asigurări plătește pentru ei și trebuie să merg la unul din centre să-i ridic. Nu prea știu unde este, trebuie să merg să întreb în oraș, trebuie să văd cum găsesc centrul respectiv. Și mai avem încă multe de făcut, dar să le luăm încet pe toate. După cum vă ziceam, trebuie să trimit un pachetel și aici este pachetelul și trebuie să merg să-l trimit. Îmbrac din nou repede și plecăm foarte repede ca să-i cumpărăm și lui Mati ceva de la jucării. Este 12 fără un sfert, mai am cam o oră jumătate și apoi trebuie să mă duc să-l iau de la grădiniță. Astăzi nu știu ce a fost cu mine, dar nu m-am simțit chiar așa extra fit, extra în formă. Dar vedem până diseară. Vinul preferat al părinților și al copiilor, Rofu. Greu și de inconfortabil să vorbesc cu mască și nu am putut să vorbesc cu voi în Rofu. Și acum plecăm, am terminat, i-am împachetat, ați văzut că i-am împachetat și pachetul lui Matias, mamă ce fain, bate soarele, a venit soarele și am împachetat pachetul lui Matias și acum mă duc să mai am de rezolvat niște chestii la bancă. Iar apoi m-am dus să le iau pe Matias de la grădiniță și vedem ce mai facem. Astăzi nu prea a fost o zi așa de productivă. Bine că am mai rezolvat din chestii și nu mă simt foarte ok astăzi. Nu știu ce e cu mine. Mă simt așa, mi-e puțin rău. Păi da, este. De mare o să fie așa și acolo încărcă, nu încărcă, așa cum a...
casa acolo, de burtă. Gata. Mati, ce faci? Ai fost afară azi? Bine. Ai fost pe afară? Bine. Și te-ai distrat? Am ajuns acasă, l-am luat pe Matias și e un pic frig. Ea s-a dus puțin afară, îl mai las un sfert de oră, e deja de jumătate. Și apoi vreau să doarm puțin, pentru că ieri nu a reușit să doarmă și dacă nu doarme la prânz, Matias este puțin cam obraznic pe seară și crit, nu prea... Iar dimineața, când trebuie să se trezească la grădii, am mari probleme. Așa că trebuie să avem o rutină și să ne ținem de ea. Dacă nu facem chestia asta, e cam... nu e așa bine. Ia uite-l pe Matiuca. Matias se joacă acolo singurel. Ia de cine s-a trezit. După somnul de... după amiază. Matias aseară a scris o jumătate de... nu, o pagină, da? Pentru Moș Nicolae. A scris el. Da, eu am scris pe o foaie și Matias a copiat. Și mami l-a ajutat să scrie toate literele, da? El a scris singur el cu mâna lui toate literele. Și acum... Mati, mai are o jumătate ca să putem să-i trimitem scrisoarea lui moșu. Păi da, mai sunt două zile. Mâine vineri și sâmbătă. Și sâmbătă vine moșu. Sâmbătă. Sâmbătă. Nu. Ba da. Și dacă nu apucăm să-i trimitem scrisoarea moșu, de unde să știu? Dar ia zi, Mati, tu ai fost cu mintea anul ăsta? Vine moșu la tine? Da. Păi uite, spune-le acolo oamenilor, ai fost cu minte? Am fost cu minte. Ai fost foarte cu minte? Da. Și ai ascultat și pe mami și pe tati? Da. Da? Da. Of, răsfăț mic. Bine seara, haide, trezirea. Ia uitați-vă ce frumos construiește Matias, ce liniștit e. Facem astăzi în data de 3. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce surpriză, uite-l pe 3 aici. Ce surpriză ne așteaptă. Balon? Uite o pastă de dinți. Am inovat.
tata doarme. Puțin mai încet. Acolo scrie 3? Da, uite aici. Da, nu mi-e plăsit. Bravo. Uite ce băiat este. Ia să văd cu ce este. Cu foc. Cu foc. Da, chiar. Nu, e de Kinder Bueno, mami. Nu este cu... Adică nu este cu cereale. Nu mai am. Da, da. Îți fac aici. Da, da.